Sau și eu am găsit la un nou joc pe canal, se numește Overwatch și e un joc făcut de Blizzard, cei care au făcut World of Warcraft și Diablo, doar că de data asta e făcut în genul lui Team Fortress 2, adică e un first person shooter, ai mai mulți eroi dintre care poți alege și fiecare eroi e unii care are ultimata lui și chestii de genul ăsta, după cum vedeți asta din spate e Widowmaker, are un sniper și e destul de șmecher, o să vă arăt imediat mai mulți eroi din joc. Nu uitați, dacă vă place, nu uitați să apăsați și butonul de like și hai să-i dăm play. Și quick play, să ne găsească un match, să vedem dacă reușim să facem ceva interesant în el. Auzi cât de repede am intrat. Momentan jocul e în open beta, adică toată lumea care vrea să joace acum, e liberă să joace, e gratuit, câteva zile, puteți să vă jucați. După asta jocul va fi pe bani, dar pentru chestia asta am zis, bă, hai să facem o chestie interesantă, hai să facem un giveaway cu jocul full. Așa că tot ce trebuie să faceți ca să participați la acest giveaway e să lăsați un like la video ăsta și să intrați în descriere pe glimul ăla să vă înregistrați acolo. Dacă ați făcut chestiile astea două, sunteți deja înregistrați și când se lansează jocul, vom face extragerea pentru un joc Overwatch full. Da? Hai să vedem. Momentan am ales-o pe Widowmaker. Widowmaker are niște abilități destul de interesante. Poate să cațere pe diferite zone, ați văzut și voi cum am reușit acum cu acest hook. Poți să tragi ca și cum ai avea o mitralieră sau poți să faci charge-up cu sniperul. Și când dai cu charge-up-ul ăla, apă-i chiar le dă. Fiecare eroi diferit, uite tipul ăla are arc, de exemplu. Și fiecare are o ultimată diferită. Ultimata mea, de exemplu, e să văd prin pereți câteva secunde. Dar o să vă arăt mai mulți eroi. Și chiar sper să vă placă jocul ăsta pentru că l-am așteptat de foarte mult timp, a fost în closed beta până acum, dar iată că a intrat în open beta și pot și eu să mă joc în sfârșit. Ok, cred că o să le pun o mină acolo. Și mă gândesc să fac un charge-up. Hop. Ce faceți, băieți? Cred că au probleme să iasă din bază. Îi trebuie să-mi ping acolo. Mina asta am impresia că mă lasă pe mine să-i văd prin pereți în momentul în care pun. E un fel de ward din League of Legends sau Dota. Oh, am început să-mi iau damage, așa că trebuie să avem grijă. Și o să-mi pun vizorul să-i văd un pic prin pereți. Uite, tipa aia deja a venit la noi. Să încerc să mă cațăr acolo. Fuck, am început să vină. Jos cu tine. Bă, ce îi rup ăștia. Bine, când tragi cu mitraliera nu prea ai foarte mult damage. Și ideea e ca ei să împingă chestia asta la noi în bază. E payload-ul din TF2, dacă știți. Și-a făcut o turetă, nu-i de bine deloc. Trebuiască să plec de aici până că nu vine echipa mea. Uite-l pe tipul ăsta cu arcul. Doamne, cât de șmecher. Ce headshot. Tipa aia are un robot. În momentul în care îi se distruge robotul, ea poate să iasă din robot și să mai joace. Adică nu moare, nu se termină pentru ea. Când face charge-up-ul ăla, dacă îi dau cu sniperul, îi rup în două. Punem vizorul și acum putem să ne uităm din nou pe unde sunt ei. O să am grijă pentru că nu sunt invincibil în niciun caz. Iar ăla... Aoleu! Mamă, a venit ăla lângă noi. Ok, trebuie să ne retragem puțin. Dar cât de tare e jocul ăsta și hărțile sunt foarte bine realizate. Sunt realizate pentru, și pentru cei care avansează pe sus, cum sunt eu, de exemplu, că eu trebuie să mă duc pe sus prin locuri de genul ăsta. Și sunt făcute și pentru cei care merg pe jos mai mult. Hai să vedem pe unde sunt inamicii. Mai e un erou, de exemplu, e unul care se numește Tracer. E o tipă și ea poate să se întoarcă în timp. Hai să vă arăt și pe Tracer să vedeți cum e. Continue. Să zicem de exemplu că eu mă joc și îmi iau damage foarte mult. Uite, zicem, ba, mi-a luat damage, nu știu ce, da? Pot să mă întorc în timp și îmi revine viața pe care o aveam înainte. Asta mi se pare absolut genial. N-am mai văzut așa ceva în viața într-un joc. Poți să bagi boost cu ea așa, deci e foarte rapidă, dar
nu rezistă mult la gloanțe. Ți-ai luat două gloanțe și ești mort. Nu știu ce face ultimata ei încă. Dar uite, uite cât de repede ajungi în bătălie cu ea. Ok. Și acum pur și simplu... Oh, lău, dragon. A dat dragonul tipul ăla cu... Cu arcul ăla de dragonul. Oh, au turete, mă. Au turete, n-ai cum să te apropii de zona lor. Au până și inginerul din, din TF2. Uite, uite, repară tureta aia. Ok, nu mai au tureta acolo. O să mă duc aici, o rup asta. Up, și m-am întors în timp și mi-am recuperat viața. Rupem și pe ăsta. Nu reușim, trebuie să ne retragem că nu mai am foarte multă viață. Iar ultimata habar n-am ce e. Un fel de mină, cred. Nu știu exact ce reprezintă, dar să-mi spuneți dacă vreți să vedeți o serie cu jocul ăsta. Pentru că eu chiar aș vrea să fac. Poate reușesc să-i conving și pe ceilalți să joace cu mine. Poate reușesc, de exemplu, uite cum a tras ăla. Să zic, de exemplu, Pisica, Pink, Mihai. Dacă vor și ei să joace cu mine, poate jucăm mai mulți. Nu știu ce s-a întâmplat de mi-a dat boost. Dar ar fi super genial. Și sper să vă placă, pe bune. Nu uitați de giveaway. Pentru că am zis că ar fi mișto să dăm un key pentru un fan norocos. Oh. Când l-am luat pe ăla. Și acum mă întorc în timp, mi-am recuperat toată viața și mă duc să-l rup ăsta. Ah, dar erau foarte mulți acolo. O să vă mai arăt eroi. Momentan o să mai joc puțin cu Tracer pentru că îmi place foarte mult. Mi-a dat la o rachetă, m-a rupt în două. Să mergem repede cu Tracer. Nu știu, e un fel de boost la început de viteză, dar nu știu de unde mai exact. Mai sunt 10 secunde pentru ei, adică posibil să-i fi bătut deja. Am dat o bombă acolo. A, uite și dragonul. Mamă, cred că i-am rupt. Victory. Ia uite ce tare, am reușit să oprim payload-ul. Și practic asta era chestia. Vezi aici toți eroii din echipa noastră. Ia uite și pe tipa aia cu robotul. Și play of the game, adică cine a jucat cea mai șmecheră fază din joc. Ți-o arată la sfârșit. Ia să vedem cum a jucat tipul ăsta. Ia uite. Uai de mine ce le-a făcut. S-a dus în mijlocul lor și pur și simplu i-a spulberat pe toți. Bineînțeles, la sfârșitul jocului primești câte ceva. Adică vezi cine a jucat cel mai bine. Uite, și eu sunt pe aici. Și le dai comand la cine zici, bă, îmi place cum a jucat tipul ăla. Uite, pac, i-am dat comand. Super tare. Și acum next game begins in. Aștepți și pornești. Faci și level în funcție de cum ai jucat. Next game begins in. Așteptăm să înceapă următorul match. Dai rate la match, dacă cât de tare ți-a plăcut. Și hai să vedem. Sper să joc pe altă hartă. O, jucăm pe o hartă numită Hollywood. Fai, șmecheră. Hai să vedem ce erou ne luăm pe Hollywood. Mă gândesc... Soldatul? Soldatul poate să-și facă loc pe o țintă și să... Trag în el fără să se uite la el. Adică eu mă uit în altă parte și nimerez de fiecare dată. Hai să încercăm, să vedem cum e. Vreau să încercăm mai mulți. Fiecare e unic în felul lui. Low team damage. Uite ce zice. Few offense, low team damage. Nu prea avem damage în echipă. Asta cred că va fi o problemă. Faza e că ăștia nu și-au luat încă eroi. No support heroes. Ah, uite că și-au ales și ei. Bun. Asta e arma lui. Poți să, cu shift-ul poți să... Fugi, pur și simplu, asta e abilitatea lui. Poți trage ceva de genul ăsta. Poți face heal cu el. Poți trage așa, cu rachete. Și noi cred că atacăm, așa că trebuie să așteptăm aici. Dar cât de tare e grafica în jocul ăsta? Grafică tot, e atât de finisat jocul ăsta. Plus că merge extrem de bine, optimizat la maxim. N-am observat nici măcar. Și nu contează neapărat de calculator, că sunt unele jocuri care... Până și pe configurația mea sunt prost optimizate. Nu, ăsta merge fin de tot. Și am prieteni care au calculatoare mai slăbuțe și mi-au zis că n-au probleme cu jocul. Dar dacă vreți să vă încercați să vedeți cum e, v-am zis, e gratuit câteva zile. Puteți să-l încercați și voi.
Uite cum s-a pus ăla. Păi, ești nebun? Uite-l și pe ăsta. Fața e că nu știu acum, când o să ieșim din bază s-ar putea să avem probleme. O să pun un healing de ăsta aici. L-am pus aiurea. Hai să mergem să capturăm. Haideți băieți și fete. Și poți să joace și fete. Pun un healing aici pentru ei. Uite că le dau healing și îmi dă puncte. O, robotul vieții! A reușit să-l omoare pe la nostru. O! Ce faci, mă, tu? A vrut să mă omoare, dar faza e că am healing-ul la mine. A, ăla are turetă și a pus tureta acolo jos. Când nici pune turetă, nu prea mai ai ce să faci, să aștepți. Să dea cineva jos, eventual. Ah, l-am luat pe ăla, nu s-a așteptat. Punem un healing, ne punem ceva viață. Băi, nu s-a așteptat ăla, ești nebun. Ei, ăla când face așa, cred că nu poți să-l omori deloc. Să-l aștept să-și termine chestiuța aia lui. O, l-am eliminat și pe inginer. Nu știu cum îi zice. Nu cunosc numele la eroi încă, pentru că e prima dată când mă joc și eu, da. Doar pe Tracer o știu că... Nu știu, mi s-a părut cea mai interesantă momentan. Hai să atacăm, hai să atacăm, hai să atacăm. Punem un healing și sper să dau jos robotul vieții. Uite, am tras drept, trag drept. Și îl nimerește pe ăla, fără să nici să țintesc în zona respectivă. Asta e ultimata lui. Aaa, mi-a dat cu bomba! Băi, ești nebun, am făcut 6 player kill streak. E destul de bun erou ăsta. Vreau să-l încerc pe ăla cu arcul. Unde e? Uite ăsta, Hanzo. Vreau să văd cum e Hanzo. Cu el, vedeți, nu pot să fug. Dar pot să trag ceva de genul ăsta. A reușit să-l omor. E un pic mai greu, trebuie să stai în spate cu el. Nu poți să te bagi în față așa la atac. Te-ai șmecher că ai și un caracter cu arc. Îmi plac caracterele cu arcuri în jocuri. Se explodeze ceva acolo? Mamă! Dar nu cred că e foarte bun pentru zona asta. Cred că e pentru alte zone mai ok. Vreau să încerci pe tipa cu robotul. Sunt curios rău de tot cum e. Ia uite! Mamă, ce viteză bagă robotul ăsta! Dar ți-a ieșit damage mult! L-am luat pe ăla! Uite, asta e încă o tipă cu robotul, dar nu mai are robotul. I s-a dus robotul. Păi, e bună, rău! Că chiar e bună! Poți să bagi viteză cu robotul. Nu știu ce face asta. Ia mortul puțin. Ah, fuck, m-a scos afară din robot, mi-a distrus robotul. Acum faza e că nu prea mai ai ce să faci decât să mergi așa. Și așa, bineînțeles, nu dai foarte mult damage. Dar măcar nu mori, n-ai murit. Și am reușit să-l elimin pe ăla. Toate animațiile sunt așa de bine făcute. Aoleu, Tracer, Tracer mă rupe. Sau nu? Poți să-mi chem robotul? Mi-a venit robotul înapoi. Băi, ce șmecher e. No, robotul meu. Să fug repede. Și pentru a-mi recăpăta robotul trebuie să aștept o perioadă de timp. Vedeți acolo cât la sută mi s-a încărcat. Ne trebuie să escortăm payload-ul, adică trebuie să-l împingem la ei în bază. E destul de greuț. Aaa, reuși să mă omoare. Dar e tare, e tare erou ăsta cu robotul. O să mai joc o rundă cu el. Ok, băgăm viteză. Trebuie să-l poată să fugă atât de rapid. Da tureta aia jos. Și are o abilitate specială când ești în robot. Și
A, se bate singur robotul sau ce? A, explodează robotul. Ok. La asta nu m-am așteptat. Cred că aș și elimina pe cineva, dar nu mă așteptam să facă chestia asta. Hai să mai joc o dată cu ea. Oricum dacă îmi distrug robotul pe mine nu mă omoară. Tipa asta e la fel ca mine. Și-a luat viață! Fuck, și-a luat viață. O să-mi schimbe rău acum. Hai să mai jucăm puțin cu Widowmaker. Cu sniperul, tipa cu sniperul. Și să încerc să îi sniperez pe ăștia de aici. One shot, one kill, ha. E mișto că poți să stai în spate și te uiți la ce se întâmplă acolo și elimini. Da, bine, dacă vine tracer prin spatele tău, cu siguranță nu ai ce face. Nu prea mai avem foarte mult timp să escortăm payload-ul, deci a fost un match în care i-am rupt în două, a fost un match în care n-am reușit să escortăm payload-ul până la sfârșit. Dar asta nu e o problemă, bineînțeles. Să încerc să mă urc unde... Oh, fuck. Vine pe sus, e șmecheră. Și la cu tureta lui Enervan. I-am dat jos tureta cumva. Oh, oh, oh! Doamne ferește ce era acolo. Nu, no, cred că în momentul de față doar cu Tracer poți să faci ceva. Pentru că sunt foarte mulți grupați într-o parte. Iar Tracer dă extrem de mult damage și poate să și scape la timp. Hop. Da, ea și-a pus tureta acolo și din cauza asta nu mai putem să avansăm. Eu dacă mă duc pe aici, n-am pe unde. Nu cunosc nici hărțile ca să zici că... M-am ajuns la ei în bază. Aolo! A zis că nu vine pe mine, că e frică. Are armură ceva. Opa, jos cu tine. Ce repede poți să scapi cu Tracer. Trebuie să scortez payload-ul, da. Dacă l-am eliminat pe ăla. Dacă am reușit să-l ducem până la punctul respectiv, ar fi bine. Dar, na. Și o mașină de asta veche, ce interesant. Și nu am reușit să ducem payload-ul, dar asta nu e o problemă pentru că ne-am distrat destul de tare. Hai să vedem. Ăștia sunt cei care au câștigat, asta e echipa care a câștigat. Și ăsta e play of the game, cine a jucat cea mai șmecheră fază a jocului. Hai să vedem. Da, se pare că tipul ăsta e cam, nu știu, mi se pare un pic overpowered, că rupe absolut tot. Dacă ești într-o cămăruță de aia mică și faci chestia cu dai, 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 Doamne ferește, îi rupe pe toți în două. Dar o să dăm live game. Din ce am văzut aici la loot box, sunt mai ca niște cutiuțe cu chestii și poți să le deschizi, dar momentan nu am niciunul disponibil. Dar ăsta e jocul și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!